Astăzi se împlinesc 157 de ani de la unirea celor două principate române, Moldova și Țara Românească, prin dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pe data de 5 și 24 ianuarie 1859. Un pas esențial pentru formarea României. Cu siguranță, fiecare dintre noi a învățat acest lucru la orele de istorie. Ceea ce se știe mai puțin, sau chiar deloc, este rolul pe care Biserica Ortodoxă l-a jucat în acest proces de unificare. La acea dată, adunările elective au fost prezidate de către mitropoliții Sofronie Miclescu al Moldovei, respectiv Nifon al Ungrovlahiei. Momentul a reprezentat încununarea procesului de deșteptare națională, dar și formarea ideii de națiune al acestui popor. Lumea bisericească, episcopii, mii de preoți și călugări pregăteau deja populația pentru unire, prin predici și manifeste. De la Dionisie Romano, viitorul episcop al Buzăului, ne-a rămas un document semnat de 40 de călugări de la mănăstirile Neamț și Secu, în care mărturiseau că unirea și frăția sunt voința lui Dumnezeu, afirmând că unirea trebuie înfăptuită neapărat, deoarece este vorba de frați cu același sânge și același nume, de aceleași obiceiuri și limbă, de același trecut și viitor. Să pună mâna pe cuget tot omul iubitor de țara lui și să strige într-un glas: unirea voim și unirea cerem. La rândul său, arhimandritul neofit Scriban publica unul dintre cele mai importante texte unioniste, afirmând: doar după unire se poate vorbi de România, căci nimeni nu va fi nici valah, nici moldovean, ci toți români. Nu două țări unite, ci una. O Românie, o nație, o ortodoxie. O corespondență a consulatului francez vorbește despre mitropolitul Sofronie, ucenic al lui Veniamin Costache, spunând că din pieptul său răsună țipătul unui popor întreg ce se calcă și se ocârmuiește în disprețul garanțiilor pe care Europa întreagă l-a dat, și acest țipăt este cu atât mai duios cu cât este dat de un păstor obosit de vârstă, dar reînsuflețit de primejdia poporului său. De la bătrânul mitropolit Sofronie Miclescu aveau să ne rămână cuvintele: unde-i turma, acolo și păstorul. În ziua de 24 ianuarie 1859, după tedeumul săvârșit în Catedrala Mitropolitană, Alexandru Ioan Cuza este ales în unanimitate, iar mitropolitul Nifon al Ungrovlahiei, ca președinte, proclamă pe primul domnitor al principatelor române, rostind următoarea rugăciune: Doamne Dumnezeul părinților noștri, aruncă-ți privirea ta asupra inimilor noastre și nu slăbi cugetul fiilor tăi. Unește-i pe toți într-o simțire și fă ca inimile lor să aibă aceeași bătaie pentru țara lor. Prințul Cuza este unsul tău și pentru dânsul jurăm toți că îl vom susține. De-a lungul timpului, rolul bisericii în păstrarea identității naționale a fost unul determinant, chiar dacă astăzi unii și-ar dori să uităm acest lucru. Sunt George Grigoriu și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea Spirituală, o emisiune de suflet într-o lume materială. Subiectul nostru de astăzi este tot despre unire, despre uniune, despre unirea dintre oameni. Având în vedere gerul năpraznic de afară, v-ați întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă, printr-o nefericită situație, nu ați fi avut un acoperiș deasupra capului, apă caldă la robinet sau o mâncare caldă. Ei bine, din păcate există mulți semeni de ai noștri care, din diferite motive, pe care nu le vom judeca noi, au ajuns în această situație. Astăzi vom încerca să vedem ce putem să facem sau cum putem să-i ajutăm pe acești semeni ai noștri să aibă măcar o șansă la supraviețuire. Îi avem alături de noi pe părintele Marcel Stavără, directorul executiv al cantinei Sfânta Ana din București, și pe doamna doctor Eugenia Tocinean. Să rămână, vă mulțumesc pentru participare. E o premieră, cred că, pentru amândoi, nu? Da. Bine v-am găsit, doamnă ajută. Pentru început, aș vrea să vă prezentăm un filmuleț pe care l-am realizat la cantina Sfânta Ana. E un film sugestiv care ne va ajuta să înțelegem realitatea în care trăim sau pe care o trăim. Iar apoi vom comenta cu invitații noștri
cele ce urmează. Zilele acestea, temperatura extrem de scăzută ne-a făcut să ne întrebăm despre soarta celor oropsiți, a celora care nu au un acoperiș deasupra capului sau posibilitatea de a obține o mâncare caldă. Așa am ajuns în sectorul 2 al capitalei, în vecinătatea Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul Pantelimon, locul unde se află un așezământ social filantropic. Inaugurat în februarie 2015 de către preafericitul Părinte Patriarh Daniel, centrul găzduiește cantina socială Sfânta Ana. Aici, aproape 50 de persoane primesc zilnic hrană caldă, dar și consiliere sufletească. Bătrâni, persoane văduve, orfani, copii aflați în risc de excluziune socială sau pur și simplu oameni ai străzii sunt beneficiarii acestui centru, condus de părintele Stavără Marcel Cornel, un preot tânăr. Activitatea de aici se desfășoară după cuvântul Mântuitorului care spune: flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit. Foarte mulți își doresc să vină aici la cantină. Prin masa caldă pe care o primim la ora 12, îi dăm un alt folos fără ajutorul bisericii, nici nu știu ce făceam. Am venit la Dumnezeu și m-am rugat și cred că așa cred eu, că s-a făcut legătură Maica Domnului să trec și eu peste, că puteam fi în stradă. Dezamăgirea mea a fost să constat că nu prea obișnuiau să merg la biserică, însă le spun că fără bunul Dumnezeu nu vor simți ajutor și liniște și pace. Și le povestesc cel mai mult din momentele grele prin care am trecut eu. Și am simțit că vorbindu-le despre mine deschis și despre boală și despre momentele sufletești și chiar și materiale deosebite, am spus că veșnic m-am rugat la Bunul Dumnezeu și am simțit o liniște și o pace în suflet. Spre deosebire de mulți ani înainte, acum orice greutate simt că o trec cu ușurință prin rugăciune și prin nădejde în Bunul Dumnezeu. Vin la biserică, mă rog pentru luminar, pentru fiecare, pentru colega mea, că mi-a murit de mulți ani. O suferință sufletească parcă din totdeauna. Am avut un băiat, a murit, mi l-a omorât cineva și sunt singură. Am un copil bolnav de tetrapareză spastică și l-am botezat și nașa lui m-a îndrumat aici. Venind la biserică, părintele m-a văzut și mi-a oferit posibilitatea să vin la cantină, să-mi dea două porții de mâncare. Și după aceea m-a și angajat aici să muncesc și îmi dă și mâncare și mă și plătește cu bănuți. Îi simt că ei descoperă că pot fi oameni buni în jurul lor. De fapt, ei mi-au spus acest lucru. M-a dat de afară, de la cămin, că părinții noștri nu n-a ținut. Și la urmă am fost la apartament la social, la Vergului am fost. Și la urmă n-a dat la casa de copii, n-a dat la colțab. M-au întrebat ce să facă, să se împărtășească, să se spovedească. Părintele director, părintele Marcel, le-a pus și un filmuleț, a stat de vorbă cu dumnealor și le-a explicat, pentru că mulți nu s-au spovedit, nu s-au împărtășit până la această vârstă. Primăria a găsit de cuvinte să-mi dea mâncare de aici, acasă sau aici, dar eu mănânc acasă, fiindcă iau medicamentele în timpul când și mănânc. Mijlocesc
să capete mai repede, mai ușor, o mâncare bună și o mâncare asigurată. Foarte mulți își iau acasă, dar nu numai pentru că mai au persoane de hrănit, dar mi-au spus că mâncarea este atât de bună și consistentă că ei mai o înmulțesc. Foarte bună mâncare, deci foarte bună. O iau acasă. O mai împărți și cu altcineva sau? Cu mamă. De ce vii tu aici? Să mă rog. Să te rogi? Și să mănânc. Da. Și mai ce faci? Și să mănânc. O iau acasă, că mai și mănânc, mai opresc și seara. Cred că așa cum simt eu că oamenii au nevoie de mine, eu am nevoie de ei în primul rând. Sunt foarte mulțumit aici. Vorbește și frumos, mă servește frumos. Este un caz, un domn care a avut mari supărări. I-a murit o fetiță, soția l-a părăsit, s-a instalat o boală, probabil schizofrenia, așa mi-a spus dumnealui. Nu contează, e pașnic, e răbdător, e foarte politicos. Și după câteva zile am simțit o schimbare la el, dar nu-mi dădeam seama. Și mi-a spus, da, pentru că de când vin aici mă bărbieresc, ceea ce nu obișnuia. Și o roagă pe sora lui să-i dea lucruri curate și se spală și vine mai îngrijit. Și mă bucur. Dumnezeu să fiu și eu sănătoasă și să pot să vin permanent aici. Îmi doresc să învăț, să citesc și să mănânc. O poveste frumoasă, o poveste care, din păcate, este doar o picătură într-un ocean. Părinte, care este povestea, până la urmă, acestei cantine? E o poveste reală, în primul rând. Păi da. O poveste reală care ne încurajează. Ce? Ia, această cantină funcționează sub egida Asociației Diaconia, filiala Sector 2. În cadrul protoieriei Sector 2, 40 de beneficiari, 40 de persoane pe care noi le îngrijim, le tratăm cu cel mai mare respect și cea mai mare prețuire. Pentru că, de fapt, cred că noi suntem beneficiari, nu ei. Dar cine sunt, de fapt, beneficiari dincolo de răspunsul spiritual? 40 de persoane, 20 de la parohiile din jur. Da. Această cantină este finanțată de către toate parohiile, 40 de parohii din sectorul 2, fiecare cu cât poate, și 20 de persoane ne vin de la aceste parohii din jurul cantinei, din zona aceea, de fapt. Iar 20 de persoane vin de la Direcția Generală de asistență socială de sectorul 2. Și în colaborare, bineînțeles, cu primăria și cu alte organizații, încercăm să alinăm și foamea, setea, aceste griji, dar mai mult singurătatea. Cea mai mare suferință, singurătatea. Și asta încercăm noi acolo la cantina socială Sfânta Ana. Da, spuneți-mi, pentru că recunosc că până acum nici eu n-am știut sistemul de organizare. Spuneați că această cantină este o cantină de sector, practic. Eu nu am înțeles cum funcționează ea și de ce e doar o cantină într-un sector. Abia apoi am înțeles că, de fapt, această cantină este susținută financiar de toate parohiile din sector. Sigur. Chiar dacă mai multe parohii din sectorul 2 au cantine sociale proprii, totuși, la fiecare sector are o cantină a sectorului. O cantină mai mare? În fiecare mare, sector, sau? Da, mai mare în fiecare sector. Cum înțeles? Parohia își organizează după venituri câte persoane poate să le îngrijească. Atâtea persoane, 15-20, depinde de parohie. În schimb, toate aceste 40 de parohii ne ajută pe noi la această cantină a sectorului, a protoieriei sectorului.
Noi, în paralel, o să rulăm și niște cartoane pe care ni le-au pregătit colegii noștri, la care a lucrat Ionela Arcanu, cu cantinele sociale ale primăriilor, unde pot apela cei care sunt în situația, iată, nefericită ca în aceste zile geroase, friguroase, să nu aibă un loc deasupra capului sau o mâncare caldă. Mă iertați? Spuneam, vorbeam de modul de organizare. Știți ce m-ar interesa? Care sunt costurile de întreținere a unei asemenea cantine și, până la urmă, cât costă, de exemplu, pe zi întreținerea unei asemenea cantine, cât costă alimentația pentru beneficiar și cât costă pe lună întreținerea unei asemenea... Pe lună, aproximativ 15.000 de lei pe lună, salarii, CASE-uri, întreține, mâncarea, asta e în primul rând mâncarea, în jur de 10.500, 11.000, 12.000 de lei, depinde de lună. Și acești bani vin numai de la parohii? De la parohii, în principal, dar acum de când ne cunoaște mai multă lume, de la sponsorizări, diferite sponsorizări și de la persoane care săvârșesc acolo parastasele rânduite de biserică, vin și plătesc masa în ziua respectivă sub forma parastasului. O pomenire o facem acolo și îmi plătesc ziua respectivă acolo. Spuneați că există mai multe cantine. Aveți o statistică, o cifră? În sectorul 2 sunt 5 parohii care au cantine sociale. Doamna Oltea, Icoanei, Sfântul Silvestru, sunt mai multe. Dar sunt 9, încă alte 9 parohii care au centre de alimentare, centre cu alimente, ajutor alimentar. Asta ce înseamnă? Că... Adică, în funcție, bineînțeles, de beneficiar și de posibilitățile parohiei, fie pachete, fie în alimente, ulei, zahăr, făină, dar nu mâncare gătită, nu mâncare caldă. Fie sandvișuri, fie alte moduri, sucuri, ce primim din donații, ce primim de la alte supermarketuri, hipermarketuri. Îmi spuneați înainte de emisiune că pe lângă această activitate, vă deplasați și la domiciliu beneficiarilor pentru cei care nu au posibilitatea de a se deplasa? Da. Un om din cadrul Direcției Generale de la Asistența Socială Sector 2 se deplasează pentru 2 persoane care stau mai departe de cantină, tot în sectorul 2, dar mai departe de cantină și le duce mâncarea acasă. Noi avem la cantină sprijinul voluntarilor din cadrul Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din sectorul 2, care, în primul rând, dialoguează, comunică cu oamenii și cu tinerii, copiii beneficiarilor, care, bineînțeles, sunt și ei încadrați la noi, și acest sprijin este de foarte mare ajutor, foarte mare folos, pentru că se leagă niște prietenii între tinerii ortodoxi din Liga Tinerilor și tinerii care fie n-au aceste posibilități și organizăm o seară, o seară culturală, fie un film, fie o plecare la un teatru, la un film, la diverse activități, ca să arătăm că pentru noi termenul de excluziune socială nu prea există în biserică și nici nu ar trebui să existe. Ei nu sunt excluși social, ci sunt, noi suntem o mare familie acolo. O mare familie de 43 de persoane, 2 persoane, pe doamna pe care ați văzut-o în filmuleț dinainte, doamna Luci Poenaru, ajutorul meu, fără de care nu m-aș fi descurcat, și doamna dinainte pe care am angajat-o acum, da, cu o viață destul de chinuită, 3 oameni care muncesc și 40 care beneficiază și pe care noi îi slujim. Pentru că am vorbit de voluntariat. Doamna doctor, sunteți o surpriză foarte plăcută. Mulțumesc. Ce înseamnă voluntariatul într-o asemenea acțiune, într-o asemenea activitate, într-o cantină socială? Într-o cantină socială, ca și în orice situație în care ai de-a face cu oameni, voluntariatul îți îmbunătățește trăirea sufletească, deși
poți să ai diverse specialități, diverse profesiuni. Foarte interesant că apropierea de oameni poate te îmbunătățește și pe tine și îți completează niște carențe. De exemplu, bineînțeles, în momentul în care te angajezi într-o acțiune de voluntariat, pui la dispoziția semenului tău ce ai tu mai bun în tine. Profesia mea, am fost medic. Întâiul meu principiu a fost ca medic, primul meu nocere, să nu faci rău bolnavului, omului pe care îl îngrijești. Prin biserică, ulterior am învățat compasiunea care vine și te ajută, cum să te porți cu cei din jurul tău. Acest lucru, în cadrul Bisericii Icoanei, de aproape peste două decenii, am învățat în cadrul Comitetului de Binefacere Icoana, unde am lucrat organizat, voluntariat, așa, în două module de lucru, bătrân și copii, organizat preot, echipă de lucru, rugăciune și beneficiari. Și în această postură, părintele Stavăr a spus, poate ar fi bine să veniți și la cantină. Și am acceptat cu plăcere, dat fiind și echipa cu Luci, care este un om extraordinar, fiecare cu altă profesiune. Și am spus, asta mi-am spus, încep și închei. Chiar după ce se încetează contractele în activitatea noastră administrative, putem fiecare în profesia noastră să fim niște oameni utili societății, utili omului de lângă tine, care nu are posibilitatea. Fie că e singur, fie am să descriu după aceea cu cine am venit în contact personalizând beneficiarii care veneau la mâncare, dar care plecau cu un cuvânt suplimentar și cu o informație suplimentară pentru ei. Dar pentru că sunteți medic, puteți să-mi confirmați, am citit niște studii care arată că acțiunea de voluntariat este o acțiune care, pe lângă beneficiarul propriu-zis care primește acțiunea, are efect medical efectiv asupra efectiv, ta. Efectiv, pentru că asta cel care sigur, realizezi sigur, acțiunea. Sigur, da, s-am și început, pentru că, așa cum a spus și prietena și colega, te îmbunătățești, sufletește tu, devii alt om. Parcă te umanizezi suplimentar. Da, spuneam acolo că era vorba de ritmul cardiac. Acum, da, vreau să vă spun. A, de ritmul cardiac. Sunt niște modificări vegetative care au implicații foarte importante. Acum, depinde cum te implici. Te implici în voluntariat benefic sau în voluntariat agresiv. Și atunci comportamentul și răspunsul organismului este diferit. Am înțeles. Deci, până la urmă, apropo de ritm, apropo de gândire, apropo de tensiune arterială și așa mai departe. Acum, venind la cantină, revenind la cantină, dacă îmi permiteți, sigur, am zis, domne, eu acolo mă duc să văd oameni. Nu mă interesează cazurile sociale pe liste sau numărul lor din faptul listele sociale spălați ale primăriei. Nu. Eu mă duc acolo ca o prietenă, în calitate de medic, care poate să le fiu de folos. Și atunci, care cum venea, că acolo este și o scară pe care ei coborau, să uitau un tic curios cine mai e și persoana aceasta străină pentru ei, mă prezentam că, uite, eu sunt cu tare, dumneata cum te numești, și încercam să personalizez omul, să îi dau demnitatea lui, încă socială. Deci vorbim de demnitate până la urmă aici. Și de demnitatea umană. Și atunci îi notam într-un carnețel, cu nume, adresă, familie, ce mai face, ce boală are. Și acum intram în temă. Și aici am constatat ceva cu bucurie,
că erau oameni care știau despre bolile lor, nu erau căzuți din pom, erau oameni dispensarizați, erau cunoscuți de medicii lor, de familie, ca să zic așa, dar nu urmăreau tratamentul. Și acum, revenind la problemă, dacă eu încercam, ce am încercat? Să prima dată era cunoașterea, ca între prieteni. Și îmi spui și tu ce necaz ai, și unde te doare, și ce ți se întâmplă. A doua oară când ne întâlneam, venea cu altă căldură și cu altă deschidere. Și atunci am aflat, de pildă, s-au arătat și în poze câteva persoane. Aș vrea să vă rog, pentru că e o temă interesantă și aș vrea să o completăm și cu o altă întrebare legată de modul în care putem să ne depășim această percepție referitor la cel de lângă noi care vine să ne ceară ajutorul și care poate miroase sau care a dormit în canale, pare o educație mai mult sau mai puțin. Dar acest lucru aș vrea să-l facem după o scurtă pauză publicitară și după aia să revenim asupra temei. Părinte, impresionantă povestea. Spuneați că e o poveste reală. Din păcate o vedem și noi la gurile de metrou, la canale. Mai multe lucruri. E o realitate dură și tristă. Spuneam, terminasem prima parte a emisiunii spunând cât de greu este sau, mă rog, nici nu știu cum să formulez, să comunici cu cineva care, eu știu, poate că miroase a canal, miroase a nespălat, miroase a... n-are o educație, este neîngrijit. Cu toate astea vă confruntați cu astfel de oameni. Nu este greu deloc. De ce? Pentru că Mântuitorul se identifică cu ei. Dumneavoastră a spus pe ecran, însetat am fost și mi-ați dat să beau. Mântuitorul zice asta. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Eu când tratez cu un om și îl slujesc acolo, pe Hristos îl slujesc. De aceea nu vine greu deloc. Doar trebuie să te pui la dispoziția, la slujirea oamenilor, că de aceea e și asociația Diaconia. Diaconos înseamnă a sluji, slujitor. Și asta facem noi. Important este că noi la cantină încercăm nu doar să oferim o hrană materială pentru viața pământească. Pe mine mă interesează să-i aduc pe oameni la pâinea cea cerească, Hristos. Și cum reușiți? În primul rând mă îngrijesc de programul lor de spovedanie, de împărtășanie, de participare la Sfânta Liturghie și la viața eclezială în parohia unde sunt fiecare, și apoi prin catehezele pe diferite teme unde învățăm pur și simplu în ce credem, credința ortodoxă, acolo o învățăm. Prin firmele religioase pe care le-am pus, cu diferite teme, Sfânta Taina Sfântului Botez, Sfânta Spovedanie. Dar cum ajungeți la momentele astea? Pentru că cei care vă calcă pragul, probabil, n-au ei chef și nici timp de privit la filme și așa mai departe. Scopul lor este să-și aline stomacul care e gol în momentul ăla. Care este folosul dacă îi dau omului numai hrană materială, hrană pământească și îl las pradă morții spirituale? Adică, încerc să înțeleg, îmi spuneți că, practic, nu alimentația este obiectivul principal, ci faptul că aveți și continuitate ulterior. Nu, vreau să-L aduc la Hristos. Oriunde ar fi, în canal, oriunde ar fi, eu vreau să-L aduc la Hristos. Și asta trebuie. Filantropia creștină este extensiunea lucrării mântuitoare a lui Hristos în lume. Filantropia dezlipită de liturghie nu este decât activism. Noi nu facem lucrul acesta. Uite, filmul și emisiunea are ecou. Sunt deja voluntari, sunt persoane care sunt dornice să se implice în această activitate. Avem prin telefon un voluntar de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, tot de acolo, de la Părintele Ciprian Grădinaru. Face ce face și mai inventează câte o campanie. O să intrăm în legătură cu el. Suntem deja în legătură cu el. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și respectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumim, vă mulțumim. Spuneți!
Înțeleg că... Biserica s-a gândit ca de fiecare dată și la oamenii nevoiași în rând de București. Oamenii care o masă caldă este de multe ori un vis imposibil și începând din luna decembrie 2015, voluntarii Pastorului Catedralei Mântuirii Neamțului o oferă în fiecare seară în care gătită și produse alimentare cu 20 de familii fără București. Și cum doriți să vă implicați în activitatea Părintelui Stavără? Pentru că am înțeles că vreți să-l ajutați cu alimente, nu? Da, am spus ca în fiecare seară să mergem la acești oameni să le oferim alimente. Care gătită și de alimentare. Noi de altfel facem acest lucru fiecare seară. Chiar aș exemplifica puțin, avem o familie care locuiește într-o mașină părăsită pe stradă. Acești oameni, practic, nu au căldură, nu au curent, deși trăim în secol al tehnologiei. Bun. Sunt foarte, foarte mulți cazuri. Câți voluntari aveți implicați în acest proiect? Câți voluntari aveți implicați? Cât sunt implicați? În acest proiect avem implicați mai mult de 100 de persoane. Cât? Mai mult de 100 de persoane, voluntarii Parafisului Catedralei Mântuirii Neamțului. Practic, noi cu mașini personale să oferim hrană caldă persoanelor de facultate. Bun, eu vă felicit. Vă las ca după emisiune să luați legătura cu Părintele Stavără și Părintele Stavără cu dumneavoastră. Cred că îl cunosc pe domnul. Cred că de la campania donează. E unul din voluntarii cu sânge, donarea de sânge și cu campania Sănătate pentru Sate. Da. Acum mai vă mulțumim pentru ajutor și... Așa, noi ne ajutăm. Fiecare parohie, de fapt, noi suntem... Sfântul Vasile cel Mare zice că darurile sunt împărțite, dar se caută reciproc. Și la fel, noi poate ne căutăm zilele acestea să ajutăm pe alte persoane. Când am fost atunci la cantină, ne spunea părintele Ion Popescu, părintele Protopop, că povestea a plecat de la un ceai. Un ceai oferit după liturghie credincioșilor. Și practic acel ceai s-a transformat într-un exercițiu de comuniune, într-un mod de a-i cunoaște pe ceilalți, într-un mod de a fi alături de semenii tăi. Un ceai cald. De la Biserica Icoanei, unde slujim, părintele așa a hotărât și în Consiliul Parohial, un ceai, nu important ceaiul, ci comuniunea de după, liturghia de după liturghie. Cum comunică persoanele și să vedeți cu cât entuziasm se pregătesc să fie voluntari. Avem echipe de voluntari, în fiecare duminică servesc fiecare cu echipele pe lună programați, dar important e că se simt că fac parte din biserică, din trupul lui Hristos și exact au activitate concretă pe care le-o dai și își fac datoria de nota 10. Doamna doctor, pentru că rămăsesem într-un punct al discuției pe care aș vrea să-l continuăm. Da. Eram în zona voluntariatului. Ne spune părintele despre ce înseamnă să fim voluntari. Noastră știți cel mai bine ce înseamnă. Și acum, ca să focalizez locul unde mi-am exercitat și această acțiune, ca să spun așa, în continuare, cum am procedat? V-am spus, am căutat legătura om-om. Întâi, întinzându-i mâna. Chiar dacă era murdar, chiar dacă era nu știu cum, să-i arăt că e semenul meu. Ce a spus adineaurea părintele? Că e Hristos. Tot asta suntem. Tata, vedeți, astăzi suntem într-o lume a Facebook-ului, într-o lume a rețelelor sociale, în care mai mult ne dăm like-uri decât ne ajutăm propriu-zis și ne dăm o cană cu apă. Știți ce se întâmplă? Nu îmi spuneți asta. Că eu zic că ne mai mult ne și dar și noi suntem pe Facebook. Într-un fel. Suntem, dar aveți și noi pe Facebook și da. Aveți de toate, știu, biserica are. Deci e în actualitatea informațională, nu? A secolului, de ce să vorbim. Dar eu să mă refer ce am făcut eu acolo.
După care am aflat fiecare ce suferință are, am analizat cu el ce tratament primește, ca să-l conștientizez că trebuie să răspundă și el de ceea ce face pentru sine. Și am ajuns la... acest lucru le-a plăcut cel mai mult, că le măsuram tensiunea. Era un control, iar o atingere umană. Mă vede și pe mine cineva. Sunt cineva, exist. Contează extraordinar de mult să realizezi că mai exiști pentru cei de lângă tine. Și că ai o utilitate. Este extraordinar. Și atunci, pentru că aveam notat la fiecare control și comparam și îi spuneam, uite, acum ești mai bine, acum ești așa, conta foarte mult. Faptul că am vorbit și despre familii, cum se comportă sau ce relații au, mai au copii, n-au copii, ce rude îndepărtate au, cu cine mai intră ei într-o legătură de comunicare, comuniune, mai puțin. Și am constatat că aici era marele defect al lor, de nu le era așa de bine cu sănătatea. Făceau rabat la doctorii. De exemplu, îi se părea, discutând după aceea cu una care îi ziceam eu vrăbiuța MB, 83 de ani, cu hipertensiune, șchioapă, un firicel de femeie, care venea ea, luam să mănânce, erau înscriși trei, fiul și nora, fiind nevăzători, ea fiind singura persoană care era văzătoare, îi mobiliza fizic pentru că ea nu avea forța necesară să execute anumite lucruri. Și era extraordinar. Foarte credincioasă, foarte credincioasă, și eu, făcându-le teoria, domne, de ce n-ai luat, azi ai avut 16 tensiunea, ce ai făcut, de ce nu ți-ai luat doctoriile? Păi, bulinele roz care trebuia să le iau, și-mi zisese doctorul să le iau de două ori, nu mi-ajungeau până la următoarea programare la medic. Și atunci, orică nu le-am mai luat, ori am mai luat câte unul. Un argument material extraordinar, care face adesea cu programările să-și mai neglijeze din tratament. Înțeleg, părinte, că supliniți și acest, și acest încercăm, aspect. Avem, da, o colaborare cu o farmacie din sectorul 2. Așteptăm și alte farmacii și dorim să avem colaborări cu alte farmacii. Nu numai farmacii, ci avem o colaborare foarte strânsă și eficientă cu Crucea Roșie, sectorul 2. O doamnă acolo, Otilia Rusu, extraordinar, ne ajută cu alimente, sucuri, apă, ulei, făină, tot ce are, când poate, cât poate, ne ajută cu mare drag. Pentru că ne-au cunoscut. Așadar, ca să rămânem în limbaj contemporan, șeruim de la unii la alții. Da, 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 da. Apropo de asta, noi le-am mai dus și medicamente, ca să vă spun. Dar sunt din micile donații, păi vă spun eu, de la familiile răposaților, care veneau, erau foști enoriași ai bisericii, prin diverse boli mai mureau, rămâneau stocuri, eu știu, un hipertensiv, un cardiac, și una din doamnele din comitet ne-a dat recent acum. Și le dăm, știind ce le trebuie și cum să le ia, era un argument grozav pentru mine ca medic să-i pot ajuta suplimentar. Părinte, mai avem un minut. Cum vă pot ajuta, cum pot să intre în legătură cu dumneavoastră cei care își doresc să vă ajute și cum... Noi ne aflăm la în incinta bisericii Sfântului Ioan Botezătorul, sectorul 2, intersecția Morarilor. Nu, eu sunt preotul Marcel Stavără, slujitor al Bisericii Icoanei, și acolo mă găsiți. Vă pot căuta și cei din alte sectoare? Sau... Bineînțeles. Când punem noi stop ajutorului? Niciodată. Chiar dacă timpul a fost scurt, sperăm că măcar a trecut cu folos. Pentru final, aș vrea să vă reamintesc textul esențial din Evanghelia după Matei. În discuția cu apostolii, Mântuitorul îi învață pe aceștia care sunt condițiile prin care vor ajunge în împărăția cerurilor. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Străin am fost și m-ați primit. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Bolnav am fost și m-ați cercetat. În temniță am fost și ați venit la mine.
Răspunsul apostolilor este elocvent și ne regăsim în el. Dar când, Doamne, te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Iar acesta le-a răspuns: adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre frații mei, mie mi-ați făcut, referindu-se la semenii noștri, chiar și la cei din canale. Să citesc și să mănânc.